Jurnalele RTT. Știri la fix. S-a deschis cea mai mare pepinieră din țară realizată cu fonduri europene. Amplasată în cartierul Noua, pepiniera are aproape 19 hectare și va asigura puieți de molid, larice, fag, paltin de munte, gorun, brad și pin pentru necesarul municipiului Brașov. Peste 4 ani, circa 100.000 de puieți vor putea fi plantați pe domeniul public sau în pădurile care aparțin municipalității. Finanțarea lucrărilor de amenajare a pepinierei s-a făcut din fonduri europene prin Programul Național de Dezvoltare Rurală. Începută în 2013, lucrările au vizat terasarea suprafeței și organizarea pe suprafețe de cultură, suprafețe de ameliorare sau de deservire. Proiectul a cuprins și construirea unei clădiri care are rol de garaj pentru utilaje, dar și a unui solar în care vor fi plantați puieții. Solarul este unul modern, dotat cu sisteme de automatizare de ultimă generație. Sistemul e totul electronic, deci poate să facă o umezire a întregii suprafețe automat pentru vânt, ploaie, temperatură externă, temperatură internă, sunt senzori automați și reglează atât aceste umbrare, cât și trapele care se deschid pe partea de sus a serei. Din solar, puieții vor fi plantați pe solele special amenajate pe terenul din Valea Popii. În total, pe cei aproape 6.000 de metri pătrați, cât cuprinde suprafața de cultură, au fost amenajate 5 sole, unde vor fi plantați puieții după ce vor fi aduși din solar, dar și alte 3 sole destinate special pentru semănături în câmp. În cadrul proiectului au mai fost achiziționate utilaje și echipamente eficiente de recoltare și plantare necesare atât pentru producerea de puieți forestieri, cât și pentru lucrările silvice necesare creșterii valorii economice și ecologice a pădurii. Deci au fost cumpărate, achiziționate toate utilajele necesare aceste pepiniere, respectiv tractor, utilaje pentru lucrul pământului, plug, cultivator, mașină de semănat, mașină de scos puieți. Acel tractor este cumpărat tot în cadrul acestui proiect, dar este destinat efectuării lucrărilor de îngrijire în arborete tinere. Ce înseamnă asta? Sunt acele tăieri care se efectuează în păduri cu vârstă până la 20 de ani, lucrări de rărire, de spațiere. Toate investițiile fac parte din proiectul Îmbunătățirea valorii economice a pădurii prin achiziționarea de echipamente și mașini și producerea de puieți forestieri de calitate pentru Fondul Forestier Proprietate Publică a Municipiului Brașov. Proiectul este finanțat din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală. 40% din valoarea acestuia este cofinanțată de Municipiul Brașov. Valoarea totală a proiectului se ridică la aproximativ 4,4 milioane de lei. Este un proiect benefic pentru municipiu, în sensul că aici se vor produce puieți de diferite tipuri care vor putea să fie preluați de municipalitate și plantați în interiorul orașului în funcție de specificul zonei sau specificul puieților, care va fi stabilit de către colegii de la Regia de Păduri ca și specialiști, dar și pentru Fondul Forestier Proprietatea Municipiului Brașov, care va putea să utilizeze puieții care vor fi produși aici. Pepiniera ar fi trebuit dată în folosință în urmă cu câteva luni, însă pentru că firma care a câștigat inițial proiectul a intrat în insolvență, a trebuit ca proiectul să fie reluat și finalizat de un alt constructor. Semaforul proaspăt instalat în zona pieței Dacia este ignorat de pietonii brașoveni. Oamenii trec liniștiți pe roșu, punându-i în dificultate pe șoferii care respectă culorile semaforului. De când a fost pus în funcțiune, doar polițiștii locali de la rutieră reușesc să mențină fluența traficului. Pietonii nu se opresc nici măcar pe refugiul dintre benzi atunci când sunt surprinși de culoarea roșie a semaforului. Când nu sunt amendați pentru traversare neregulamentară, unii încasează sancțiuni pentru scandal, așa cum s-a întâmplat chiar astăzi. De 2 zile, de când semaforul de la piața Dacia a intrat în funcțiune, polițiștii locali sunt și ei prezenți pentru a-i preveni pe brașoveni în legătură cu riscul trecerii pe roșu. Astfel de acțiuni au avut loc și pe calea București și bulevardul Saturn, cu ocazia înființării trecerilor de pietoni semaforizate. Deoarece multă lume din obișnuință traversează știind că pe acolo este dreptul lor și nu mai sunt atenți că există un semafor, agenții poliției locale rutiere sunt prezenți încă de la darea în folosință acestui semafor, ca și în celelalte locuri din municipiu, și prevenim cetățenii, îi atenționăm, astfel încât să evităm producerea de evenimente negative. Această obișnuință i-ar putea costa însă viața pe brașovenii care au treabă frecvent în zonă. Am zis, e chestia de obișnuință. Da. Sunt în pericol până la urmă. Da, am văzut exact în zilele când s-a montat, dar era lumea chiar inconștientă.
Mulți dintre trecători le spun polițiștilor că timpul este prea scurt pentru a traversa cele două porțiuni de stradă, mai ales că în zonă locuiesc mulți vârstnici și majoritatea cară bagaje venind din piața Dacia. Culoarea verde a semaforului ține aproximativ 20 de secunde, iar oamenii legii spun că mărirea timpului de traversare pentru pietoni ar aglomera alte artere de circulație. Brașovenii apreciază totuși înființarea semaforului. Foarte bine venit, pentru că noi nu suntem din Brașov și de câte ori treceam pe aici cu mașina, întotdeauna aveam probleme. Am dat drumul pietonilor, n-am dat. Când să pornim mașina, trecea un pieton. Cum era mai bine? Deci ne-a părut foarte, foarte bine. E foarte bună că treceau unii ca oile, ca noi, adică așa, trecut unul, nu lăsa să treacă două mașini, trece altul. E foarte bună. Reușiți să traversați? Da, eu reușesc. Dar sunt persoane care nu reușesc. Sunt mulți care totuși traversează pe roșu. Asta e problema lor. Cei care nu reușesc să parcurgă în timp util trecerea pot aștepta din nou să se facă verde pe refugiul dintre cele două porțiuni de stradă. Din păcate, pietonii ignoră opțiunea și continuă să traverseze pe roșu. În timpul acțiunii de prevenire din apropierea pieței Dacia de astăzi a fost înregistrat și un incident care s-a lăsat cu amendă pentru scandal pe domeniul public. Acest domn susține că era verde când s-a angajat în traversarea străzii, dar că imediat s-a făcut roșu, iar un polițist ar fi strigat la el să se întoarcă. Pe verde, eu eram deja la al treia dungă, de pe zebra, în partea cealaltă. Și în momentul ăla, domnul, m-am uitat la el, ce are? Odată ce, eu știu că legea circulației, în momentul când ești pe zebră, îți continui traversarea. Oamenii legii sfătuiesc pe brașoveni să țină cont de zebrele din oraș și să fie atenți la modificările intervenite pentru evitarea producerii unor tragedii. Făgărășenii sunt discriminați de o lege actualizată în urmă cu o lună. Locuitorii din Baia Mare, Copșa Mică, Zlatna și Târgu Mureș, care locuiesc de mai bine de 30 de ani în zonele afectate de poluare remanentă cu produse de amoniac și derivate, beneficiază de o pensionare anticipată cu 2 ani. Făgărașul, care are un combinat chimic de 95 de ani, nu a fost însă inclus în listă. Este motivul pentru care reprezentanții Sindicatului Liber Nitramonia Rompiro cer modificarea articolului 65 aliniatul 5 din legea 263 din 2010 privind sistemul unitar de pensii. Persoanele care au locuit cel puțin 30 de ani în zonele afectate de poluare remanentă din cauza extracției și prelucrării minereurilor neferoase cu conținut de cupru, plumb, sulf, cadmiu, arseniu, zinc, mangan, flor, clor, pulberi metalice, precum și emulsii de amoniac și derivate, beneficiază de reducerea vârstei standard de pensionare cu 2 ani. Este vorba despre Baia Mare, Copșa Mică, Zlatna și Târgu Mureș și zonele aflate pe o rază de 8 km în jurul acestor localități. În mod ciudat, Făgărașul nu apare pe această listă, deși combinatul Nitramonia este cel mai vechi combinat de acest fel din țară, cu o istorie de 95 de ani. Ne-am întâlnit cu reprezentanții sindicatelor în cadrul Comisiei de Dialog Social. Aceștia s-au prezentat nemulțumirea în ceea ce privește aliniatul 5 al articolului 65 din legea pensiilor, care prevede că pensionarii pot să iasă la pensie mai repede cu 2 ani în cazul în care au locuit mai mult de 30 de ani în zone cu poluare remanentă a produselor de amoniac, emisiilor acestora și derivaților din acesta. Liderii sindicatului Liber Nitramonia Rompiro nu își pot explica cum de Făgărașul nu apare pe listă, mai ales că, inițial, ideea pensionării cu 2 ani mai devreme a localnicilor din zonele afectate de poluare le-a aparținut lor. Se pare însă că unii politicieni din Mureș le-ar fi preluat ideea și așa au ajuns să apară doar câteva localități în legea modificată. Reprezentanții sindicatului sunt hotărâți să meargă și la avocatul poporului pentru a rezolva situația discriminatorie. E vorba de localnici din zona Făgăraș care se consideră neîndreptățiți că nu au fost cuprinși în această ordonanță pe bună dreptate, deoarece combinatul chimic din Făgăraș are o vechime de 95 de ani, lucrează cu aceleași produse similare, cu, de exemplu, cu cei de la Mureș, care au intrat în această ordonanță, și vom face toate demersurile necesare către Guvernul României, către Ministerul Muncii, pentru a putea fi și ei integrați și a putea beneficia de aceste măsuri. Prefectul județului Brașov a preluat documentația prezentată în cadrul comisiei pentru a o transmite Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice cu solicitarea de a iniția demersurile necesare pentru introducerea zonei Făgăraș în prevederile articolului 65 din legea 263/2010.
flagrant într-un autobuz rat de pe linia 36. Un bărbat de 34 de ani a fost prins de polițiști în timp ce buzunărea un pensionar de 85 de ani, căruia îi sustrăsese 300 de lei din borsetă. Hoțul a fost imobilizat de polițiști, iar păgubitul și-a recuperat banii. Bărbatul a fost reținut pentru săvârșirea infracțiunii de furt calificat și prezentat instanței de judecată cu propunere de arestare preventivă. Cercetările sunt continuate de polițiști sub coordonarea unui procuror din cadrul parchetului de pe lângă judecătoria Brașov pentru a stabili activitatea infracțională a hoțului. Flagrantul a fost rodul activităților desfășurate de polițiștii Biroului de Investigații Criminale Brașov pentru prevenirea și combaterea furturilor din buzunare și genți în zona aglomerată, stații și autobuzărat. Cluburi sportive în toate școlile generale din România. Asta își dorește deputatul PNL Gabriel Andronache, care a pregătit un proiect de lege care prevede ca toți copiii cu vârsta între 5 și 10 ani să fie înscriși la cluburi sportive înființate în școlile în care învață. Prin lege se va institui un voucher de 200 de lei pentru fiecare copil finanțat de la bugetul de stat și pe care copiii îl vor preda clubului sportiv pe care îl vor frecventa, fie că e în școala în care învață, fie într-o altă școală. Liberalul Andronache vrea ca pe lângă școlile generale să se înființeze cluburi sportive, astfel încât toți copiii de școală primară să poată practica activități sportive. Asta nu presupune, spune Andronache, practicarea sporturilor de performanță, ci doar activități sportive. Acești copii se vor fi înscriși în cluburi sportive ce se vor constitui pe lângă școlile din România, urmând a practica activități sportive. Din evaluarea existentă se pot practica în prezent cel puțin 6 activități sportive și pentru a înțelege despre ce vorbim, includem aici și dansul sportiv, multe alte activități de asemenea care pot fi practicate, tenisul de masă și alte sporturi. Andronache propune și acordarea unui voucher în valoare de 200 de lei care va fi atribuit în fiecare an copilului. Acesta îl va preda la clubul sportiv pe care vrea să-l frecventeze, indiferent că este vorba de clubul sportiv de la școala în care învață sau de la o altă unitate de învățământ. Banii vor ajuta la finanțarea cluburilor sportive. Adoptarea unei astfel de legi va ajuta la îmbunătățirea stării de sănătate a populației tinere, consideră liberalul brașovean. Vom propune instituirea unui voucher de 200 de lei pe copil. Acest voucher va urma copilul în măsura în care copilul nu va practica activitatea sportivă la școala unde învață, ci la un alt club sportiv. Și de asemenea, estimăm că de această reglementare vor beneficia cel puțin 1.500.000 de copii și este absolut necesar dacă dorim ca să avem copii sănătoși și de asemenea să avem copii care într-adevăr se dezvoltă prin cultură fizică. Înainte de a depune inițiativa, Andronache spune că va avea consultări parlamentare cu reprezentanții Ministerului Educației Naționale, ai Ministerului Tineretului și Sportului și ai Ministerului Sănătății. Proiectul cu finanțare elvețiană de reabilitare termică a două unități de învățământ din Brașov a intrat în faza de licitație. Municipalitatea a transmis documentațiile de achiziție Agenției pentru Achiziții Publice pentru Colegiul Național de Informatică Grigore Moisil și Școala Gimnazială numărul 4. Reabilitarea termică presupune implementarea unei soluții inteligente cu tehnologii moderne de eficientizare termică. Este o chestiune de procedură care se derulează în momentul de față, după ce am avut discuții cu colegii din unitatea de implementare din cadrul Ministerului Finanțelor și Ministerului Dezvoltării. Este o parte din proiectul de finanțare pe ceea ce înseamnă eficiență energetică la nivelul municipiului Brașov, care se referă la reabilitarea unor clădiri publice și aici am propus și s-au încadrat până la urmă cele două unități școlare, școala 4 și liceul de informatică Grigore Moisil, care vor fi reabilitate în totalitate. Dacă va primi avizul ANAP, contractul ar putea fi semnat la începutul lunii octombrie. Sperăm ca documentația să fie postată și să fie validată, ANAP-ul să ne valideze acest tip de documentație și după aceea să procedăm la procedura de execuție, de licitație privind executarea acestui proiect pentru cele două unități de învățământ. Reabilitarea termică prin soluții inteligente presupune înveloparea clădirii cu vată bazaltică la exterior. Aceasta nu va fi aplicată direct pe zid, astfel încât spațiul care rămâne să fie unul de ventilație.
La interior, pereții vor fi vopsiți cu vopsea izolatoare, iar la ferestre se vor monta geamuri termopan. Sistemul de ventilație va aerisi automat spațiile, dar va recupera și căldura. În ceea ce privește iluminatul, se vor monta sisteme pe tehnologie LED. Din banii care vor fi investiți în cele două școli, aproape 9 milioane de lei reprezintă finanțarea nerambursabilă prin programul de cooperare româno-elvețian. Cofinanțarea municipiului va fi de aproape 4 milioane de lei. După fuziunea cu UNPR, Partidul Mișcarea Populară își propune să obțină la Brașov un rezultat cât mai bun la alegerile parlamentare din această toamnă. Baza de la care vor pleca membrii partidului o reprezintă cei 46 de consilieri locali din județ, persoane care se pot implica activ în campania electorală. Cel puțin un senator și un deputat își doresc să obțină popularii brașoveni la alegerile de la sfârșitul anului. Deși nou înființat, Partidul Mișcarea Populară a reușit să treacă peste UNPR la alegerile locale, iar acum cele două partide au fuzionat. La Brașov, președinte este Costel Mihai, iar prim vicepreședinte al organizației județene este președintele Organizației Municipale Brașov, Sebastian Grapă. Cei doi spun că nu sunt probleme de colaborare între ei, deoarece Grapă își dorește să fie în continuare parlamentar, pe când Mihai are ambiții pe plan local. Alegerile parlamentare de la sfârșitul acestui an sunt primul examen pe care îl va avea de trecut partidul după această fuziune. Costel Mihai știe care sunt obiectivele pe termen scurt ale formațiunii. Să avem un rezultat cât mai bun la alegerile parlamentare din toamnă, ținând cont că, ca urmare a acestei fuziuni, în momentul acesta Partidul Mișcarea Populară are un număr de 46 de consilieri locali, deci avem o bază administrativă cu care putem să plecăm în campania electorală. PMP își propune să obțină la alegerile parlamentare un post de deputat și unul de senator. Muzică de cameră la Ghimbav și concert vocal la Preșmer în al doilea weekend din august la Festivalul Muzica Barcensis. Sâmbătă de la ora 18 la Biserica Evanghelică din Ghimbav, clarinetistul Ciprian Dancu, violoncelistul Maxim Fernandez Samodaev și pianista Monica Florescu își unesc experiența solistică și cea de muzică de cameră. Sunetul grav al violoncelului se va împleti delicat cu cel al clarinetului și pianului în lucrări de Mozart, Beethoven și Glinka. Duminică de la ora 17 la Biserica Evanghelică Fortificată din Preșmer va avea loc un concert al ansamblului vocal Anatolii. Cei cinci muzicieni brașoveni au pregătit pentru această ocazie un program divers, format în special din lucrări religioase, compoziții vocale ale unor compozitori români sau adaptări pentru cinci voci ale unor piese moderne și contemporane. Festivalul Muzica Barcensis 2016 este un proiect cofinanțat de Consiliul Județean în organizarea Fundației pentru Cultură și Patrimoniu Forum Arte în parteneriat cu Parohia Brașov a Bisericii Evanghelice și Bisericile Evanghelice din Bartolomeu, Codlea, Cristian, Ghimbav, Hărman, Preșmer, Râșnov, Sânt Petru, Sfântul Martin și Vulcan. Victoria de la Sfântul Gheorghe este de domeniul trecutului pentru FC Brașov. Stegarii vor avea un test mult mai dificil în etapa a doua ligii secunde, când vor primi vizita celor de la Juventus București. Oaspeții au un antrenor tânăr și ambițios în persoana fostului stelist Daniel Oprița și un manager care cunoaște foarte bine clubul de sub Tâmpa, fostul jucător al stegarilor Marin Barbu. Cornel Țălnar vrea să recupereze cât mai rapid timpul pierdut până la alcătuirea unui lot și să-i aducă pe galbenegrii la o formă fizică bună cât mai rapid. Aceasta însă i-ar putea costa pe brașoveni care trag tare la antrenamente și nu este exclus să fie lipsiți de prospețime la meciuri. Țălnar se bazează însă pe valoarea și experiența jucătorilor săi, mai ales pe dorința de victorie a acestora. În jocul de duminică să fie, după părerea mea, v-am spus, mult, mult mai greu. Jucăm și acasă, jucăm și în fața suporterilor. Sper că ei să înțeleagă că nu trebuie să arate la nimeni că ei sunt cei mai buni, cei mai frumoși, cei mai deștepți de pe pământ, din contră, să joace cu cap, să joace foarte, foarte exact, să aibă o siguranță foarte mare în transmitere, în ținerea mingii în posesie și, bineînțeles, când avem breșele necesare să putem să finalizăm și, bineînțeles, dacă putem să și înscrie. Fericit că a revenit acasă, Iulian Popa nu este nici el la potențial maxim din punct de vedere fizic, însă speră să poată contribui la o victorie de moral pentru echipa lui de suflet. Sunt foarte fericit că am ajuns din nou la FC Brașov, am ajuns acasă. Să dea Dumnezeu să fiu sănătos și să pot să joc, să-mi ajut echipa, să aduc din experiența mea cât de puțin. Sunt foarte fericit că am găsit un grup de jucători foarte bun, un grup unit, cu băieți de caracter, care eu zic că o să facem treabă bună.
Meciul dintre FC Brașov și Juventus București se va disputa duminică 14 august de la ora 11 pe Stadionul Tineretului. Biletele vor fi puse în vânzare în dimineața partidei și vor costa 5 lei, cu excepția sectorului S, unde prețurile vor fi de 10 lei, și a sectorului VIP, unde un bilet costă 50 de lei. Dacă anul trecut am avut o echipă foarte bună de basket feminin la Brașov, însă nu aveam un pivot, de această dată conducerea clubului Olimpia CSU s-a mișcat mai bine. Oficialii brașoveni au reușit să acopere cele mai dificile posturi, cele de pivot și conducător de joc. În plus, și banca, un alt capitol la care brașovencele nu au stat prea bine, pare ceva mai solidă de această dată. Olimpia le-a pierdut pe Sharp, Barte, Irimia și Ana Ferrariu, însă le-a păstrat pe Biliana Pesovic și Elena Mitici și a reușit să aducă trei americance, în care Dan Calancea își pune mari speranțe. Pe unul avem mai multe opțiuni în acest sezon. Trei opțiuni. Da, solide, consider eu. La aripi, jucătoarea web, din punctul meu de vedere, nu și-a arătat întregul potențial în campionatul românesc. Play-off-ul, încă o dată, o să transmit la început jucătoarelor mentalitatea aceasta, să încerc să le induc de învingătoare. Indiferent de adversar, noi vom juca tot timpul numai la victorie. Din păcate, bugetul scăzut al echipei brașovene nu permite conducerii clubului să înscrie echipa în cupele europene, deși fetele și-au câștigat acest drept pe plan sportiv. Finala cupei și locul 4 de anul trecut vor fi însă greu de repetat în acest sezon, în condițiile în care sunt multe echipe cu bugete mult mai mari. Nu avem destule informații, dar oricum Clujul, Sfântul Gheorghe, Satu Mare, Galațiu, ce echipe? Alba. Deci au Aradu chiar, au un buget mai mare ca al nostru. Basketbalistele brașovene se vor reuni în 22 august, după care vor participa la un turneu la Târgu Mureș între 1 și 3 septembrie, unde alături de gazde și de Olimpia vor mai participa Phoenix, Galați și o echipă din Ungaria. Între 8 și 10 septembrie, brașovencele vor găzdui și ele un turneu pe teren propriu la care vor participa CSM Târgoviște, CSU Alba Iulia și BC Telorman Alexandria. Cu această ocazie, brașovencele își vor prezenta și lotul. Handbalistele de la Corona Brașov vor juca ambele manșe din turul întâi al cupei EHF pe teren propriu în compania bosniacelor de la Grude. Partidele se vor disputa în zilele de 9 și 10 septembrie, după ce, în urma mai multor zile de negocieri, oficialii echipei din Bosnia au trimis acceptul de a juca în sala sporturilor Dumitru Popescu Colibaș. Oficialii Coronei consideră extraordinar faptul că brașovencele vor începe noul sezon în fața propriului public. În acest moment, handbalistele Coronei se pregătesc la Brașov în sală, unde insistă pe pregătirea tehnico-tactică. Din cauza accidentărilor, Carmen Carta și Georgiana Ciuciulete se pregătesc separat. Alte trei jucătoare, Denisa Dedu, Camelia Hotea și Laura Kiper, sunt la Olimpiada de la Rio și vor trebui integrate rapid după ce se vor întoarce din Brazilia. La finalul acestei luni, Corona va participa în perioada 20-21 august la un turneu amical la Roman, alături de HCM Roman, CSM Bistrița și Juventa Mihalovce. O săptămână mai târziu, Corona va organiza pe teren propriu memorialul Dumitru Popescu Colibaș, la care vor participa echipele Dunărea Brăila, CSM Unirea Slobozia, HCM Roman și Corona Brașov.